Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn, etalare pentru noiembrie, jumătatea lui noiembrie sau cât vreți voi să fie, poate să fie și în decembrie, în paralel cu ce va fi făcut atunci. Da, etalarea, au venit niște mesaje și la voi, au venit niște mesaje. Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn, cred că merge și pentru progresii. Etalările pentru cei care și le cunosc. Interesant că a venit în mod special 4 și 20, casa și grădina. Mai este toamnă, posibil că unii faceți curat în grădină, renovați în casă. Interesant că mesajul zice că ar fi pentru mine, dar în Capricorn n-am decât un asteroid destul de... Da, de potrivit acolo unde este. În fine, pentru muncă. Pentru muncă, evident că la Capricorn... Cred că cel mai important este munca. Saturn, Saturn, nu știu dacă Saturn acum e aspectat, Saturnul meu într-un fel. În fine, pentru mine pare că mesajul este, dar nu sunt Capricorn. În fine, dar e toamnă, până la urmă e logic. E de bun simț mesajul. Dacă noi sau în plus ar mai fi, 20 înseamnă judecata, renașterea în tarot, 4 împăratul, poate ar trebui... gândită mai bine atmosfera de acasă, poate cineva e prea restrictiv, 4 împăratul, da? Prea strict cu regulile pe care le impune și ar trebui să stați așa frumos la măsuță de vorbă și să discutați, dom'le, cum putem să ieșim în această atmosferă rigidă. Interesant, chiar am ascultat astăzi Brick in the Wall, Pink Floyd, să renunțăm la atâtea ziduri și să ne bucurăm de o atmosferă mult mai generoasă, mai naturală, aș spune, mai naturală. La capătul setului de cărți, 30 este aproape o împărăteasă, dincolo de greutăți, de probleme, de boli, accidente, situații neprevăzute, 10, 20, 30, o oarecare evoluție așa cu salturi. Ce mai venise? Hai să vedem. Hai să vedem, iar am făcut ticuri, fac ticuri. Îmi cer scuze că n-am manicură, am zis și eu renovez și încă mai lucrez. Sper în curând să termin cât de cât măcar ce se face acum în perioada asta și să vin și eu de sărbătorile de iarnă drăguță aranjată. Ce a apărut? În trecut, regele de monede. Poate sunteți voi, poate, mai ales dacă aveți marcaj în Taur, poate cineva cu marcaj puternic, nu neapărat zodie, marcaj în zodia Taurului. Poate să fie și ascendent, și lună, și Venus, da? Și nodul nord. E o persoană hotărâtă să facă bani, dar încă nu-i avea. Încă nu-i avea. Acum, ce-a făcut pentru acești bani rămâne, poate, n-ar fi bine să știe toată lumea. Da, urma să facă, să înceapă un proiect, da? Și pentru care trebuia să lucreze sistematic cavalerul de monede, poate un contract. Dar justiția în acest caz sau în acel trecut și în acest caz, în această imagine, n-a fost chiar corectă. După cum vedeți, spada e pe jos, balanța dezechilibrată și Duhul Sfânt pleacă. Posibil contractul în care ați intrat la un moment dat n-a fost tocmai corect. N-a fost în beneficiu vostru. Contract poate să fie și căsnicie, pentru că regele de monede poate să fie o figură tradițională care vrea să se căsătorească. În general, ca să aibă stabilitate, nu prea se căsătorește din dragoste, arare ori, în anumite condiții, cam banii sunt scopurile sale, sau stabilitatea fizică profesională. Tot acolo se ajunge. Dar contractul respectiv sau căsătoria au fost dezechilibrate. Nu știați atunci. Între timp, probabil că ați descoperit. Poate ați pierdut pe cineva la un moment dat cu 4 de spade. Interesant, poate că a murit cineva și ați rămas singuri. Apropo de căsătorie, de contract, la locul de muncă și ați rămas singuri cu afacerea sau singuri? Singuri. Să vă umpleți paharele. Sper că nu v-ați apucat de băutură. Da, și să fugiți. Interesant. Wow! Să fugiți de durere. Uf! Asta e. Știți cum fugiți de durere? Haideți că vă arăt și vă arătă și tarot. Interesant că în prezent apare la preetalare steaua. Fugiți prin
vindecare, prin credință, prin curățarea emoțională și vibrațională de acel trecut. Interesant că apare cavalerul de bâte. Printr-un chef de viață, sănătos ar spune cu steaua, sănătos ar putea să fie. Da, ia uite, separări acasă, situații neașteptate, atmosferă toxică. Wow. Dar cred că mai toxic a devenit în afara casei. Ha. În sensul că, interesant, diavolul și nouă demone de puteți să fiți voi independenți. Cu probleme financiare, iar fugind între fericire și pasiune, fugind de fericire și căutând pasiunea, unii, nu toată lumea, sau poate cineva din viața voastră, cu marcaj în somn de foc, de pământ, aveți toate semnele. Dar unii, poate aveți o aventură, unii, aventură cu zodia vărsătorului, nu obligatoriu, dar în prezent se atrage atenția, interesant că a venit și la rac steaua, tot în prezent, nu neapărat, nu visați chiar așa departe, musa e toți racii sau capricornii se cuplează, nu, n-are legătură, e vorba de casa șaptea capricornelor. Casa șaptea sau soarele în opoziție cu soarele racilor. Sau cu luna. E o chestiune de vindecare. Cu alte cuvinte, opozițiile trebuie vindecate. Fiind zodii, mă tot gândesc că fiind zodii opuse, este normal să oglindiți anumite aspecte și voi și ei. Spun asta pentru că știu că sunt niște rași care ascultă la Capricorn și poate și invers și nu vreau să-și creeze iluzii. Nu, faptul că a apărut steaua înseamnă că axa aceasta, casă, carieră, trebuie... Da, mersi mult de inspirație. Casă, carieră trebuie vindecată, trebuie echilibrată. Că tot am vorbit de bani, de contracte. Și de o suferință acasă că era patru. Poate chiar pierderea cuiva? Sau o boală? Cineva a stat la pat, a pierdut bani. Sunt situații, gândiți-vă, nu trebuie să vi le dau eu, că sunt infinite. La capătul setului de cărți pentru viitor apare cavalerul de spade. Și la ei s-a regăsit acest cavaler de spade, dar și la voi patru de cupe. Nu mai vreți, unii dintre voi nu mai vezi dragoste. Vreți să fiți foarte selectivi. Iar apare justiția. Iar apare asul de monede. Eventual învățați să manifestați ce n-ați reușit în trecut. Asta e foarte frumos. Și să vă luptați pentru dreptatea voastră. Uh-huh. Pentru dreptate, pentru fericire. Că tot azi de judecată, da, nu, de renaștere și de patru. Să reconsiderați chiar căsnicia, chiar familia, chiar locul respectiv, casa aceea poate să fie locul de muncă. Da, poate să fie și casa voastră. Să reconsiderați sistemul care v-ați organizat acolo. În fine, o situație. Iai, iai, ce frumos, iar apare patru, dar sub ce altă formă? Apropo de reconsiderare, soare în suflet, cum zic eu. Soare în suflet. Iubiți, construiți cu drag și veți transforma totul în jur într-un mod magic, pentru că unul înseamnă magie. Ce frumos! Ce frumos! Păstrați-vă soarele în suflet, căutați-vă echilibru în voi. La cap, ia, 17, care este numărul stelei, nu? Iar apare steaua într-o anumită formă. Aici se reprezintă călătorii pe distanțe lungi. Este o pasăre migratoare. Este o pasăre benefică, barză și o femeie matură. Poate unii dintre voi, după multe probleme, poate așteptați un copil în casă. Poate nu-i copilul vostru, poate o nepoțică, poate un nepot, poate cineva din preajma voastră. Apropo de bază, dar nu obligatoriu.
Niște transformări benefice, aș spune. Dar sunt și niște dușmani, sunt și niște nori în anumite... Da. Planuri ale vieții voastre, aș spune. Hai să vedem trecutul. Soarele meu vine să ascende nodul nord în Capricorn. O dată, de două ori, de trei ori. Male preot. Iar căsătoria, iar contracte pentru mine. Male preot înseamnă și contracte. Iar credință, spiritualitate. Fără credință nu facem nimic. Profesorat, poate... Sunteți unii dintre voi care aveți această autoritate. Valetul de bâte. Iar regele de monede tot apare. Și patru de bâte. Iar casă. Valetul de bâte. Erați tânăr când v-ați dorit o casă, unii dintre voi, ops, așa e mesajul. Erați tineri când v-ați dorit o casă. Am zis, o casă, o colaborare. Tineri, casă. Și poate a fost această dorință sub influența unui tată sau a unui profesor sau a unei figuri masculine și v-ați dorit să fiți și voi ca ei. Știu. Dar nu e bine să fim ca alții. Dacă ar fi să... Dintre toate lucrurile pe care le pot zic, transmite eu cel mai bine, ca manifestor, eu nu sunt proiector, să vă asist cu îndelungă răbdare în, eu știu, anumite chestiuni care țin de suflet. Nu sunt proiector, dar sunt manifestor și din perspectiva unui manifestor vreau să spun că nu e bine să încerci să fii ca nimeni și să te lași influența de nimeni, ci să-ți creezi calea ta. Poate că ați primit o inspirație specială undeva departe sau într-un mod original să fiți cineva. Să fiți cineva și să aveți un anume tip de stabilitate. E, dacă așa a fost, e bine. Dar în general să nu încercați să copiați pe nimeni, pentru că nu se merită de rajul. Trebuie să descoperiți soarele din voi și să fiți voi înșivă. Să fiți voi înșivă. Ar trebui să clarific, dar... interesant, astfel de cupe. Dar clarificăm mai mult la prezent și viitor. Nu știați... Interesant ce simt. Stai cu metodă. Muncind, turnul este construcția asta profesională, financiară, da? E turnul Babel, care face în contracte multinaționale, internaționale, cum vreți voi. Turnul Babel. Călătoriți, munciți, chemați oameni să se implice, să muncească și ei la construcția aceasta. E un turn. Da? Care credeați că o să dureze. Apropo de cele două turnuri, da? Gemene din... Da? Și ele au fost dobărâte. Și acolo iar o poveste simbolică foarte interesantă. În adevărat simbolism, vreau să zic. Nu mai greșesc și eu cum mă exprim, dar sper că sunteți îngăduitori. Da? La care ați muncit foarte mult. Pentru care ați făcut multe sacrificii. Poate chiar ați sacrificat, eu știu, prietenii, oameni dragi,
ca să vă implicați în acea construcție unii dintre voi. Și totuși, la un moment dat, Capricornul a trebuit să descopere și dragostea. Atunci erați concentrați pe alte lucruri. La un moment dat a venit dragostea. Rămâne de văzut ce ați făcut voi cu dragostea. Ea a venit. Peștișorul Auriu. Bine, aici e mai greu. Peștișorul Auriu care putea să vă îndeplinească mai multe dorințe. Să vedem în continuare. Capricorn, soare, lună, Venus, ascendent, nord, nord în Capricorn. Ce aș mai spune referitor la aceste cărți? Dacă sunteți mai tineri, mai neasumați. Poate să fie și un trecut apropiat, ceea ce am spus părea mai îndepărtat. Dacă sunteți mai tineri, comunicarea cu un personaj, cu autoritate, vă poate învăța acel personaj. Crește de monede, e un foarte bun profesor. Vă poate învăța cum să vă creați stabilitate, apropo, de renaștere, cum să renașteți și să vă construiți casa voastră, eventual, poate nu mai vreți să stați cu părinții. Ah, interesant, alt mesaj, da? Și să stați la casa voastră. Sunt, ia uite, turnul. Extraordinar, Capricornul. 9 de monede, am zis. Cum am văzut și mai devreme. Acum vin multe mesaje. Independența devine intoxicantă, adictivă, pentru că vă permite multe lucruri. Dar la un moment dat totul se dărâmă. Pentru că dacă independența se transformă în libertinaj sau... Da. Și asta vă face să pierdeți bani, într-adevăr, pentru anumite pasiuni. Da, trebuie reconsiderată. Ce mai simt? Simt că poate cineva cu marcaj în Fecioară și cineva cu marcaj în Capricorn manifestă niște situații neprevăzute. Neprevăzute. Șocante, poate prea mult spus. Apare și un 10 de cupe. Nu știu dacă șocul aduce fericire sau șocul distruge fericirea, nu știu, rămâne de văzut. Hai. Ia să amestec eu mai binișor. Călătorie, interesant. Continuați călătoria, lăsați apele tulburi și situațiile tulburi din urmă și continuați-vă călătoria, apropo de... Probabil că unii aveți de călătorii peste hotare. Ești pe acolo cu jobul și e greu, vă doriți un anume tip de stabilitate. E obositor, te saturi la un moment dat de călătorii. Bănuiesc, așa cum te saturi și de stabilitate la un moment dat. Pentru că, de fapt, stabilitatea vine noi. Și vine cu continuă schimbare. Și vedeți, este 4 și cu 1, 5. Regele de monede e o energie foarte fixă, pentru că reprezintă zodia Taurului. Dar, repet, nu vă fixați pe Tauri. Vă fixați pe energie, o energie fixă, care nu prea îi place să iasă din confort. Dar uneori trebuie să ieși din confort într-un anume fel. Poate e copilul vostru și sunteți tată și aveți iar niște chestii. Haideți să vedem. Vedeți și voi, adaptați-vă cum... A, interesant, copilul vostru o să aibă un copil, poate, nu știați că o să aibă un copil, în fine, chestii. Variază că tot a apărut barza. O dată. Ah, de două ori. Ce să mai trebuie să amestec încă o dată. Da, trebuie să alegeți între stabilitate și călătorie unii dintre voi. O dată. De două ori. De trei ori. Prezent, Capricorn. Nouă de bute.
judecata, am zis, este aceeași axă. Aveți probabil că niște lecții asemănătoare. Și doi de spade, o să clarific imediat. Cu judecata și doi de spade, clar că trebuie să învățați să gândiți, să discerneți, să ascultați. Ca să luați hotărâri înțelepte, trebuie să ascultați. Nu doar ce vi se spune. Deocamdată n-a apărut cinci de spade sau alți valeți, ci intuiția să vă ascultați. Intuiția să ascultați ca să puteți să renașteți. Dar a văzut 20 mai devreme, da? Vreți să renașteți din niște blocaje. Poate perioada aceea cu COVID-ul, când au fost multe blocaje, v-au afectat banii și trebuie să, că e pe axa banilor, vreți să reconsiderați acele chestiuni financiare. Da. Blocaje în comunicare cu cineva, blocaje în călătorie, pentru că se pare că acest valet de bute ajunge până la Egipt. Bine, nu zic musai că ați fost până în Egipt, dar cu alte cuvinte, a călătorii departe, ca să, da? Mult ca să ajungă până acolo. Probabil au fost blocaje și în călătorie și în comunicare, dar un anume tip de blocaje și acasă. Du-te, povedeți cu ochișorii voștri două tipuri de blocaje în prezent. Vă mai afectează, dar vreți să renașteți. Asta e cel mai important, pentru că este și arcană majoră, este și centrală. Vreți să renașteți și sunteți conștienți că trebuie să renașteți ce blocaj fizic, energetic chiar, și aici este mental. Intuitiv. Trebuie să descoperiți alte căi. Intuitiv. Să descoperiți alte dimensiuni. Poate ar fi bine unii dintre voi să mai citiți despre 5D, 6D, da? În fine, hai să și... Ia, da, 10 de bute, vă epuizează. Iar apare asul de monede, ați vrea să luați de la zero. Da? Să vă implicați consistent într-o relație cu un personaj care vă simte, care vă înțelege, care vă aduce echilibru, patru de spade, eremit într-o variantă mică, vă aduce un anume tip de echilibru și victorii, echilibru mental. Dar hai să mai vedem ce ar mai fi. Ca să manifestați ceva nou, trebuie să renunțați la zona în care vă implicați atât, pe rupte, pe rupte, pe brânci. O zonă, voi o știți, ar trebui să clarific prea mult ca să totuși etalare colectivă, voi o știți unde vă implicați și unde simțiți, da? Că-s blocaje și vreți să le dărâmați. Și mai, nu. Când vedeți că merge așa de greu, nu vă mai implicați. Și iar că a apărut casa. Știu că toată lumea își dorește o căsnicie. Am zis, dau așa un exemplu. Poate nu e vorba de căsnicie. Sau un job bun. Dar când vedeți că lucrurile nu mai merg, cu cât împingeți, cu atât vă consumați energia și nu mai vedeți oportunitățile. Așa, în general. Nu știu, chestia asta, hai să țin de familie doar ca să ce? Doar ca să ce? Ca să consumați energia, doar că dă bine imaginea publică sau că e tradițional, nu. Dar, repet, poate n-are legătură, dar o fi totuși un mesaj pentru cineva. Încăpățânarea asta e... Nu. Păstrați-vă soarele în suflet, că totuși judecata, soarele acesta ține de un anume tip de reconsiderare energetică. Hai să clarificăm nouă de buțe. Ori voi blocați pe cineva care v-a dezamăgit,
Poate chiar voi ați dezamăgit pe cineva și sunteți blocați. Iar variază de la un om. 3 de cupe. Da, aici cu 3 de cupe. Eu libertinaj. E o viață liberă. Cineva are... Și altcineva stă și se gândește și plânge și tremură de frică că nu poate fi cu voi, că nu aia, că nu e la altă. Da, uite, faeton. Ar vrea să vină să comunice, să manifeste ceva nou, regina de monede, de cupe. Ar vrea, dar din cauza, ia uitați, condițiilor. Regina de cupe e o ființă sensibilă. Poate că voi sunteți sensibili și vreți să fiți cu cineva. Nu zic musai că voi... Am zis, sunt și femei sensibile. Am văzut capricornice foarte sensibile. Da. Eu nu fixez diavolul, capricornul pe diavol. Asta să fie stabilit. Nu. Dacă voi vreți să vedeți, poate să fie și o variantă voastră toxică a unora dintre voi, poate să nu fie. Dar e o problemă aici. Ați sesizat-o și voi și o știți mai bine decât mine. Ia uite. Sex, poate că, da. Energie sexuală destul de intensă, care s-a consumat, aș spune, într-un anume tip de satisfacții personale. Poate anumite chestiuni s-au consumat și la locul de muncă, pentru un contract, pentru a menține un echilibru la locul de muncă, sau contract, știți voi, chestii gen... stai, cum se numește filmul acela? Mie nu mi s-a părut așa de genial, mi se părut porcărie, dar în fine, e un anume tipar. El era bogat, era șeful unei afaceri, ea era o tipă puternică de altfel, dar sărăcuță care s-a angajat la el. Cum era? Cele 50... Ah, filmul ăla, vai... super sexy, dar care nu mi s-a părut nimic deloc interesant. Cum e ce domnule? Sper să reușesc. Cred că știți la ce mă gândesc. El, boss, ea angajată. No. Și tot îi făcea avansuri ca să o țină în post. Ah, cum se numește? Cum îl chemam? Repet, nu mi-a plăcut filmul. Mie îmi plac filmele istorice care te motivează. Să te ridici, să brenași, să lupți. Nu-mi plac porcările astea, dar cum se numea? Cele 50 de... 50... Ah, Shades! Shades of Grey. 50 Shades of Grey. Ah, da. Ce nume. Ah, judecata. Da. Văzuse 9 de monede. Da, încă o dată. Mai. Judecata clarificăm. Faetonul. Ascultați intuiția și mergeți către stea. Am văzut mai devreme steaua. Interesant, și Lara că a apărut în aceeași poziție. Și dacă nu mă înșel, a fost judecata pe regele de băte. Și luna. Luna și regele de cupe. Are totuși legătură. Sunt niște frici. Mai dăm o carte pe faeton. Normal, faetonul merge către stea, către vindecare, dar aș mai vrea totuși încă o carte. Deci reapare 9 de monede, cum am zis mai devreme. E un personaj din jurul casei, din copilărie, casa și 6 de cupe din copilărie, care probabil își dorește comunicarea cu voi, vine sau vrea să călătorească 8 de băte, posibil să spere
la o colaborare, la o prietenie, la o dragoste cu voi. Ori voi cu ei. Vedeți cum e? Întotdeauna poate să fie și invers. Dăm și doi de bute, de spade, imediat. Doi de spade. Cinci de monede și împărăteasa. E o separare, poate chiar pierderea cuiva sau ieșirea dintr-o afacere sau dintr-o situație în care ați muncit. Moartea reprezintă multe, da? În primul rând, transformare. A unor finanțe sau la locul de muncă, care vă obligă să vă reconsiderați, să replănuiți viața. Și aveți de ales între această situație în care ați muncit și trebuie transformată pentru că ceva se pierde, se dărâmă, și o schimbare de energie care vă poate duce către un nou început, care vă va vindeca de niște trădări, de niște situații grele, dar. Aveți de ales între sărăcie și bogăție, lipsuri și abundență, un cuplu care scârție, cum am zis mai devreme, sub orice formă reprezintă acest cuplu, poate fi la locul de muncă, poate fi în familie, neamuri, soț, soție, lucrurile scârție acolo. Trag cei doi, așa, ca să trag lucrurile care mi se pare imposibile. Și ai mei au tras ca să rămână împreună și nu mi se pare cea mai grozavă alegere, în fine, la un moment dat. Și împărăteasa. Și abundență. Dar ca să aveți parte de abundență, aș zice că trebuie să riscați. Nu știu, acum aș spune cu asul de bâte și turnul, e un anume tip de risc. Și aici aveți preîmpărăteasa. Gândiți acum și voi mesajul. Sunt foarte multe variante pe care le văd. Poate cineva cu marcaj în semnul racului se gândește că nu prea mai merită, vrea să renască și merge într-o nouă direcție. Foc, pământ, să zic fecioară, berbec, scorpion. Ori, apropo, dacă trebuie să alegeți între sărăcie și bogăție, sau bogăție nu în sensul abundență, că tot avem acest soare în suflet, posibil să, în momentul în care vă gândiți, iar și faetonul alege, vă gândiți că vreți să vă vindecați și să lăsați în urmă, să renașteți într-un mod, adică să nu mai insistați pe terenuri aride, ar putea să aveți o idee ieșită din comun cum să manifestați singuri această abundență. Nouă de monede e
o pre-vizualizare a ceea ce poate să fie la un moment dat. E pre-împărăteasă și împărăteasă. Adică o anumită satisfacție financiară și nu doar financiară, și spirituală pentru unii dintre voi. Pentru că sunt capricorni și capricorni și nu pot să... Totuși trebuie să fac etalarea în funcție de... Sau mai bine zis, cu gândul că toți sunteți, măcar cei care ascultați, de bună credință și vă doriți binele, nu? Hai să mai vedem totuși în viitor, că poate se leagă mai bine mesajul. Soarele, Luna, Venus, Ascendent, Nod în Capricorn, viitor, o dată, de două ori, de trei ori. Am văzut totuși cavalerul de spade, care și acela reprezintă evenimente neașteptate, comunicare neașteptată sau poate să fie chiar un anumit tip de luptă. 9 de cupe. Băi, 2 de băte. Unde l-am mai văzut pe acesta? Și cavalerul de monede. Da, parcă tot la RAC am văzut doi debute. Cred că tot în aceeași poziție. Posibil! Eu nu vreau să creez iluzii nimănui. Poate vă împăcați cu cineva în semnul RAC-ului. Sau poate RAC-ul își găsește o colaborare mai bună. Există și varianta asta. Mă depinde fiecare cât e de deschis. E vorba de dragoste. Dar care trebuie transformată. Și totuși cineva în această poveste de dragoste tot se uită. El a plecat deja și încă se mai uită. Tot mai sper, mă, dar parcă n-a lăsat nicio emoție, nicio apă, nici nimic. Nimic. Vedem o carte pe 9 de cupe. În viitor. Aveți de făcut planuri, oricum. Împreună cu cineva. Cupe. Justiția. Am senzația că aceste cărți au apărut la Zodia Peștilor, dacă nu greșesc. A, nu. Justiția și Valetul de Monede. Aici o persoană destul de autoritară, apropo, care ascunde un stres teribil. E autoritar din cauza că este stresat și nu vrea lumea să știe. Teoretic ar trebui să-și schimbe energia și să se vindece, să se echilibreze, dar rămâne de văzut. Cu alte cuvinte, interesant. Justiția înseamnă echilibru. Dacă aveți probleme cu băutura sau cu mâncatul, mâncat impulsiv ca să vă vindecați de niște stresuri, iar un mesaj pentru unii dintre voi. Trebuie să vă echilibrați un pic acest impuls. Hai, doi de monede. Eu zic așa pentru că și eu, când sunt stresată, poate mănânc prea multe dulciuri. Nu sunt capricorn, dar sunt om. Și sunt niște sfaturi omenești până la urmă. Și văd și eu diferite chestii.
Da, poate și la băutură ar trebui unii să renunțe. 4 de cupe. Adică, cu alte cuvinte, să vă pregătiți să intrați în postul Crăciunului. Da. 2 de bute. 2 de bute. 2 de bute. Totuși apare în prezent acest potențial, un as de băte, într-un mod neașteptat. Dacă lăsați în urmă trecutul sau, mai bine zis, îl reconsiderați, dar la modul înțelept. Dacă intuitiv, spiritual chiar. Doi de bute. Iar a trecut de jumătate de oră. Iar sau 40 de minute. 6 de cupe invers. Interesant. Șase de cupe poate să fie o persoană din trecut, la care renunțați voi sau ei renunță. În acest moment în care voi vă alegeți calea. Mai dăm o carte. Că 6 de cupe, după cum vedeți în jos, merge spre 5. 5 este aici în prezent. Mai dăm o carte pe 6 de cupe invers. De ce a venit invers? Ia uite judecată. Altă judecată sub aceea judecată. Dacă nu judecați acum corect, veți fi puși iar în postura în care trebuie să judecați. Cavalerul de monede. Nu știu, știți ce simt eu? Că 6 de cupe unor este fost. Fosta. Ca și diavolul, de fapt. Reprezintă energia ale trecutului. Persoane din trecut. Cu judecata de dor pe aceeași axă. Am senzația că e un fost, o fostă care tot încearcă să se împace cu voi. Nu știu, asta simt. Cavalerul de monede. Cine acest? Că pot să fie multe, foști, multe, multe foste și mulți foști. Voi știți cine e acest personaj. Cavalerul de monede. Da, vreți să o luați de la zero. Să vă regăsiți, acum este regina de bâte, să vă regăsiți creativitatea, pasiunea și să luați de la zero. Să riscați. Am zis mai devreme, unii veți vrea să riscați din cauza că vă atrage cineva foarte mult. Regina de bâte ar putea să fie chiar acest personaj. 9 de monede și asul de bâte. Poate chiar împărăteasa. Da, împărăteasa reprezintă cele 4 regine, dar voi vedeți doar partea estetică a lor. Acum, dacă sunteți doamne, vreți să luați de la zero și să lucrați la încrederea în voi, la aspectul vostru fizic. La felul în care vă prezentați în fața lumii, atractive, cuceritoare. Știți, atunci când vrei să o iei de la zero și să-ți reconstruiești viața, îți dorești să fii frumos, frumoasă, ca să atragi succesul, să atragi binele. E o chestie absolut normală, da? Împărăteasa se vede că dacă ați avut niște probleme de sănătate financiare, nu n-ați avut grijă de voi, am zis, da? Dacă ar fi să alegeți împărăteasa, e un scop care se manifestă în timp, în viitor. Dar trebuie să riscați anumite chestii, apropo și de alimentație. Da, 6 de cupe iar, răsturnat. Să vă rugați. Vin multe mesaje, vă rog frumos să selectați care sunt pentru voi.
cine riscă își va transforma viața radical. Va merge către succes, către fericire, către o poziție publică, 6 de băte soarele și împărăteasa, sau oameni care vă susțin în această călătorie, sau oameni care sunt strălucitori, sunt publici și nu cădați bine lângă ei. Chiar, apropo de soare, vedeți? Apare soarele. Iar reapare. Aș spune că trebuie să adoptați niște schimbări majore în viața voastră. Nu doar spirituale, ci și fizice. De regim alimentar, planuri de viață, eventual plănuiți împreună cu oamenii care gândesc ca voi, unii poate în avans, unii poate au viziune, că întotdeauna e bine să schimbați opinii, idei. Și dacă unii dintre voi suferiți în acest moment, pentru că apare o suferință, nu știu dacă e a voastră sau a altei persoane, dar dacă voi suferiți că cineva v-a blocat, că lucrurile n-au mers într-o anumită direcție, veți primi dreptate, vi se va face dreptate. Dar dreptatea vine, în primul rând, prin dragoste față de voi. Nouă de cup înseamnă dragoste față de voi. Doar aveți grijă cu excesele, de-aia zic, să fiți în echilibru alimentar. Și nu doar. Dar în prezent se întâmplă ceva neașteptat. Eu simt acum, nu știu acum pentru câte persoane e valabil acest mesaj, poate unii dintre voi să aveți în preajmă pe cineva cu marcaj în zodia Fecioare și ori vă separați într-un mod neașteptat de Fecioară și se duce într-o nouă direcție, astfel de băte, că și le-au apărut patruaj, nu doar unul. Și iar văd semnul Fecioare sub forma cavalerului de monede care merge înspre o regină de băte, risc. Ori, vedeți, poate să fie invers. Fecioara să vină într-un mod neașteptat înspre voi și săriște înspre voi. Deși, probabil că varianta aceasta a doua este și mai rară. Mie mi se pare mai degrabă o separare de cineva cu marcaj în zodia Fecioarei. Ce mai văd cineva cu marcaj în zodia Taurului tot încearcă și racului sau poate și, nu știu. Tot încearcă să se împace. Taur, scorpion, rac, tot încearcă să se împace cu voi. Dar unii dintre voi s-ar putea să blocați. Iar aveți de ales între mai multe semne de pământ. Fecioară, Taur. Nu știu, mie mi se pare... Hai să las totuși asta. Că mergeți înspre transformare, mergeți înspre soare, dar e destul de haotică. Nu știu, așa îmi pare mie. Așa simt această etalare față de altele care sunt mult mai legate, mult mai ordonate. Asta mie îmi pare un pic cam haotică. În sensul că cineva vrea să renască, vrea să-și găsească vindecarea, calea, dar încă nu prea știe cum.
știe încă. Nu prea știe ce să aleagă. Ar vrea să lase regretele în urmă, dar încă nu prea știe ce să aleagă. Și dacă stați prea mult în această energie în care nu știți exact, dacă preferați să stați în cuplul acesta care scârție, probabil în cuplul acesta cineva va pleca la un moment dat. Nu vreți voi să plece, dar va pleca. De azi zic, întotdeauna alegeți, nu la modul egoist, alegeți creșterea, varianta voastră cea mai bună, bărbați, femei, ce ați fi. Pentru că în momentul în care voi creșteți și vă alegeți soarele interior, celelalți vă vor urma. Chiar dacă asta implică separare periodic, temporară, sau poate chiar definitivă de cineva. Cu alte cuvinte, unor chiar trebuie să îndrăzniți să vă iubiți. Ciudată. Ciudată etalare. Sunt curioasă ce îmi confirmați din această etalare. Mesaje de la înger. Și-am zis că fac o jumătate de oră și iau s-a făcut 50 ceva de oră. Mesaje de la înger pentru capricornii. Nu sunt adormită, că eu după etalarea asta mă duc să-mi continui tortul pe care îl fac. Așadar. Ia uite, fiți autentici. Ce înseamnă să vă iubiți? Cinstea este esențială. Și în primul rând, cinstea față de noi, față de voi. Ce vă doriți? Demonstrează dragoste. În primul rând, față de tine. Față de noi trebuie să demonstrăm dragoste și apoi față de ceilalți. Like attracts like. Ia uite, vorbiți limbajul dragostei. Posibil. Să aveți marcaje puternice în zodia racului de se regăsește sau să vorbiți cu cineva că tot au apărut cărți și la rac și semnul racului, dar eu nu vreau să vă creez iluzii și nici obsesii. Cine rămâne în obsesie, ia uite, go for it. Sfatul, mergeți. Da? Mergeți către ceea ce vă onorează sentimentele. Voi ar trebui să vă onorați sentimentele. Să fiți un pic mai modești. Și dacă zic de modestieză, nu cumva să excludeți împărăteasa. Pentru că împărăteasa nu este arogantă. Poate să fie frumoasă, abundentă, cu un anumit grad de modestie. Da? În sensul frumos al cuvântului. Umilință, așa. Eleganță. Onorați-vă sentimentele și mergeți către ceea ce vă umple sufletul. De o situație foarte tensionată aici. Probabil că aveți pe cineva cu marcajul zodia Scorpionului că apare și suntem în zodia Scorpionului și au fost eclipse, da? Care vă provoacă să verificați realitatea în care trăiți, pentru că acolo există o minciună. Nu întâmplător au venit cărțile. Acolo e o minciună, vă mințiți că merge bine, că e bine și că, sau că sunteți fericiți și de fapt nu sunteți. Și ce melodie îmi vine acum în minte? Skin? Hedonist? Parcă Skin îi spune. Nu, Skin era varianta Skunk. O să o pun în comentarii, în sub videoclip. Hedonist. Cineva încearcă să fugă de dragoste, de realitatea în care trăiește, prin satisfacții de scurtă durată. Despre asta e vorba, melodie. Acum, doamnelor, domnilor, voi știți. Dacă vă reprezintă sau dacă aveți de-a face cu oameni care trăiesc așa, în autosabotaj, în minciună, în proiecții, cu alte cuvinte. În acest motiv, nu întâmplător a venit cartea. Găsiți-vă echilibru în voi. Aici.
Fiți autentici. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau.